Programul bunelor practici ale autorităților publice locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociațiile de primari, proiectul USAID, reforma autorităților publice locale și implementat de către IDIS Viitorul. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autoritățile publice locale din Republica Moldova, contribuind în acest mod la eficientizarea guvernării locale. În perioada 2005-2016, peste 350 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici, care au fost publicate în 6 antologii, iar practicile de succes au devenit subiectul a 6 filme documentare. Astfel, reprezentanții administrațiilor publice locale au oportunitatea de a se inspira și a aplica în localitățile lor cele mai reușite modele de dezvoltare comunitară. În orașul Călăraș activează un consiliu local al tinerilor model. În anul 2015, cei 25 de tineri consilieri au reușit să amenajeze 2 stații de călători, să încheie 106 contracte de salubrizare cu locuitorii orașului, să organizeze activități distractive pentru copiii preșcolari și să le ofere o masă de sărbătoare persoanelor în etate. Activitățile au fost susținute de USAID și Corpul Păcii. Tinerii din raionul Călăraș, în jur de 25 la număr, au contribuit și au elaborat mai multe proiecte în parteneriat cu Corpul Păcii și cu USAID. În special amenajarea a 2 stații. Avem lucru în afara orelor de lucru a părinților pentru copii, la bibliotecă și la grădiniță. Și totodată, anume pentru salubrizarea localității, încheierea noilor contracte. Comuna Chișcăreni, raionul Sângerei. Începând cu luna decembrie 2015, cetățenii comunei Chișcăreni sunt conectați online la deciziile pe care le iau consilierii comunali. Ei pot urmări pe canalul de YouTube al primăriei toate ședințele publice care au loc și să vină ulterior cu întrebări sau recomandări către aleșii locali. La rândul lor, filmarea ședințelor Consiliului Comunal îi face pe consilierii locali mai responsabili. Suntem în sala unde se trec ședințele Consiliului Comunal. Vreau să zic că oamenii sunt deprinși, știi tot, vadă tot, la Chișcăreni oamenii sunt foarte activi și ca să nu piardă oamenii să nu știe ce decid consilierii, atunci am decis, fiind partea proiectului UNDP, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, am decis ca să utilăm această sală cu echipamentul necesar, transmitem ședințele. Cu regret, noi nu le-am transmis până acum online. Acum se fac niște modificări pe site-ul primăriei și o să fie în direct. Dar ele se registrează, avem toată aparatura de înregistrat și apoi se stochează pe YouTube. Fiecare cetățean poate să vadă, sunt oameni care sunt cointeresați, dar vreau să vă spun că la fiecare ședință a Consiliului sunt în jur de 70-100 de oameni aici în sală. Satul Congaz, municipiul Comrat. Tratament cu masaj, kinetoterapie, consultația logopedului și a psihologului, cursuri la calculator și activități interactive. Toate aceste servicii sunt oferite celor 51 de beneficiari ai Centrului de Reabilitate Lucic Solnța, din satul Congaz, care a trecut în casă nouă după ce timp de 5 ani a activat în clădirea casei de cultură din localitate. Pe lângă sediul nou, copiii au parte și de un teren de joacă modern unde își pot petrece timpul liber. Zilnic, instituția este vizitată de peste 20 de copii cu necesități speciale, care au parte de programe individualizate. Trecerea centrului de reabilitare în sediul nou a fost posibilă datorită unui parteneriat între administrația publică locală, agenții economici și ONG-urile din regiune. Pentru finanțarea centrului de reabilitare Raza Soarelui, autoritățile publice locale alocă anual 1,19 milioane de lei. Когда у нас какие-то мероприятия или какие-то большие поездки, конечно, мы оповещаем всех, и все дети наши собираются. Очень часто приходят они с родителями, потому что основная часть детей без родителей не приходит к нам. Orașul Edineț.
10 ugrezi din orașul Edineț au devenit mai colorate după ce aici au fost create terenuri de joacă pentru copii. Beneficiarii direct sunt aproape 1000 de copii și părinții acestora din blocurile locative unde a fost implementat proiectul. Pentru amenajarea terenurilor de joacă, primăria a alocat 134.000 de lei. Satul Nișcani, raionul Călăraș. Cu bani puțini, la 27 august 2015, la Nișcani a fost organizată și o sărbătoare locală unde au fost expuse bucate tradiționale, lucrări confecționate manual, publicații cu caracter național, dar și lucrări ale pictorului și scriitorului băștinaș Gheorghe Petrea. Evenimentul a demonstrat că oamenii din localitate pot fi binevoitori, ospitalieri și receptivi atunci când este vorba de organizarea unei sărbători. Cărăm toată viața pe tălpile noastre, geografia locului natal. Sperăm că această sărbătoare să fie o sărbătoare tradițională, în care să putem aprecia valorile născute în satul Nișcani, care au pornit din satul Nișcani, cum ar fi George Petrea, Pavel Stratan și alții. Plus la asta vrem să menționăm în cadrul acestei sărbători tradiționale care să fie și atât gospodarii din localitate, persoane care s-au manifestat, s-au implicat în viața culturală, socială a satului. Primăria satului Nișcani se mândrește și cu tradiții populare pe care le promovează și unește locuitorii. Cu doar 4.300 de lei, administrația locală a reușit în ajunul sărbătorilor de iarnă să aducă bucurii în familiile din sat. 20 de tineri și 3 specialiști de la primărie au închiriat o sanie trasă de cai, dotată cu generator electric și costumați în Moș Crăciun. Au adus daruri tuturor, iar copiilor din familii numeroase le-au fost donate cadouri și dulciuri procurate din cei aproape 4.000 de lei acumulați de la colindat. Drept rezultat, s-a obținut o implicare maximă a localității, și putem spune că 13 copii din familii social vulnerabile au avut un Crăciun de minune. Comuna Petren, raionul Drochia. La 26 iulie anul trecut, locuitorii din comuna Petren și-au îmbrăcat straie de sărbătoare și au celebrat prima ediție a Festivalului Tradițiilor Populare. Inițiativa organizării festivalului a venit de la directorul Căminului Cultural, fiind susținută de administrația locală și toți locuitorii. 3 săptămâni au fost necesare organizatorilor ajutați de comunitate să-și materializeze ideile într-un festival de toată frumusețea, cu bucate tradiționale, aburite, prosoabe croșetate în stil tradițional, unelte meșterite în condiții casnice și multe alte minuni. Totodată, cei mai buni mecanizatori din comună și participanții la eveniment au fost menționați cu diplome. Iar la inițiativa lucrătorilor din cultură, de aici și cu populația din sat, s-a ajuns la concluzia că trebuie să facem o sărbătoare frumoasă, care să ne placă și nouă. Vă spun că ne-a reușit, am avut și invitați și din alte sate. Toată lumea a rămas mulțumită. Orașul Soroca. Deși are circa 3 hectare de spații verzi, cartierul Soroca Nouă din orașul Soroca nu avea o zonă verde care să îmbine funcțiile culturale și de agrement, ducând lipsă de spații amenajate în care locuitorii să-și desfășoare activitățile recreative într-un mediu curat. Prin urmare, în anul 2015 au fost amenajate circa 3.000 de metri pătrați de spații verzi în parcul din cartierul Soroca Nouă, intitulat Paradis, creând în acest mod un spațiu ecologic de odihnă și de agrement pentru locuitorii și oaspeții orașului. În parc au fost instalate bănci, coșuri de gunoi, sistem de iluminare și construită o alee care intersectează parcul. Credem noi că în baza implementării proiectului respectiv, comunitatea din regiunea Soroca Nouă are un spațiu destul de amenajat pentru agrement și odihnă. Comuna Tătăruca Veche, raionul Soroca. N-o să le mai sece neamul chiar de veșnic ocăriți. Ei dau roade în tot anul, sughiți bun la neciopliți. Așa începe cartea de epigrame Sughiți bun la neciopliți, editată cu suportul primăriei comunei Tătăruca Veche. Cartea, editată în 300 de exemplare și distribuită în 4 biblioteci publice din regiune, este scrisă de Gheorghe Coșnicianu, băștinaș din comună.
Autorul, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, își publică lucrările în ziarele Observatorul de Nord și Realitatea. Am promovat cartea la nivel național, distribuind-o la diferiți doritori de epigrame și dorici de sete de carte. Și consider că acumulând banii atât de la comunitate, implicând societatea civilă, atât ONG Metonium, cât și alți actori comunitari, ba chiar și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, ba chiar și mulți, și un corector care ne-a ajutat foarte mult, am ajuns la un final și am editat volumul de carte, suntem satisfăcuți și cred că într-un timp de, mă rog, o lună, două, trei, vom organiza o seară de creație a autorului nostru local, Gheorghe Cosnicianu. Administrația publică locală din comuna Tătăroca Veche are acum un ajutor de nădejde, Consiliul Consultativ al Cetățenilor, primul în țara noastră. Consiliul este constituit din 15 reprezentanți a celor 6 localități ale comunei, agenți economici, tineri, reprezentanți ONG, lucrători din cultură și chiar pensionari, care monitorizează activitatea autorității locale și cooperează cu aceasta în vederea atragerii cetățenilor în procesul de decizional și implicarea lor în rezolvarea problemelor din comunitate. Cu ajutorul acestui proiect, care este singurul de acest gen în Republica Moldova, în comună a fost renovat oficiul medicilor de familie, biblioteca publică și oficiul poștal. Totodată, membrii au reușit să conteste unele decizii ale Consiliului Local și să adreseze mai multe petiții către primărie. Consiliul local din comuna Tătăreuca Veche întrunește în componența sa reprezentanți ai diverselor partide politice, dar nu reprezentanți din toate satele comunei. Și iată factorul ăsta, anume cu delegarea a câte doi reprezentanți din fiecare sat în parte pentru a activa în cadrul Consiliului Consultativ al Cetățenilor, este cel mai, consider eu, cel mai novator element al practicii respective. Orașul Călăraș. Cu suportul agenției SUA pentru dezvoltare internațională, primăria orașului Călăraș a elaborat în anul 2015 Planul Urbanistic General. Documentul indică strategia de dezvoltare a orașului și are scopul de a construi o localitate modernă din punct de vedere economic și social. Proiectul a costat 386.000 de lei și a fost susținut de USAID și primăria orașului. Orașul a fost împărțit pe zone, zona industrială, zona locativă, zonele verde, și asta ajută în lucru de fiecare zi. Dacă acum vine un agent economic, un locuitor din orașul Călăraș, pentru arhitect și pentru primar este foarte ușor ca să eliberăm certificat de urbanism. Comuna Chișcăreni, raionul Sângerei. La 11 octombrie 2015, Casa de Cultură din comuna Chișcăreni s-a dovedit a fi neîncăpătoară pentru cei peste 400 de vizitatori și participanți la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Sarmalelor și Plăcintelor, care a devenit o tradiție pentru comună. Oamenii au fost ademeniți de mirosul bucatelor tradiționale, voie bună și un păhărel de tulburel. La eveniment au venit 23 de femei îmbrăcate în costume naționale cu sute de ele, fermierii și apicultorii și-au comercializat produsele, iar cele mai harnice gospodine au pregătit cele mai bune sarmale și plăcinte poale în brâu de la nordul Moldovei. Dintr-un festival local s-a transformat de acum, să zicem că internațional, pentru că invităm oameni din Ucraina, din România. A fost creată Asociația Apicultorilor, care în ultimul timp este foarte activă și care a ieșit la acest festival cu vânzare de produse din miere, s-au promovat, vin oameni străini, vin oameni din localitățile vecine și procură. În anul trecut, pentru prima dată, s-au unit oamenii care au lucrat în sectorul zootehnic. Adică oamenii care au lucrat cândva la fermă, acum s-au unit, sunt ca un colectiv și i-au vrut apart să fie ca colectiv să participe la acest festival. A fost foarte frumos, chiar a fost o zi ploioasă, dar noi nu am simțit asta, fiindcă s-a petrecut totul în incinta Căminului Cultural din Chișcăreni și oamenii au fost binevoitori, s-a terminat festivalul în jur de ora 5. Satul Costești, raionul Ialoveni.
un proiect remarcabil de parteneriat public-privat întâlnim în satul Costești. În această localitate activează prima casă de sortare și ambalare a fructelor și legumelor din Republica Moldova. Casa de ambalare are suprafață de 2.880 de metri pătrați cu capacitatea de păstrare simultană a 1.500 de tone de producție. Edificiul unde lucrează 40 de angajați permanenți include 10 camere frigorifice a 110 tone și 4 camere de 70 de tone. Aici funcționează și două linii de ambalare a strugurilor cu capacitatea de 6 tone pe oră. Este un proiect foarte important pentru regiunea Centru, în mod special pentru satul Costești, care are peste 15.000 hectare de struguri și care își așteptau această casă de ambalare cu multă insistență, pentru că este foarte important ca producția de struguri să fie ambalată și exportată pe piața Uniunii Europene. Orașul Edineț. Deși acum 3 ani în orașul Edineț a fost creat primul parc industrial pe teren Greenfield din Moldova, acesta nu avea toate condițiile pentru funcționare. Astfel, în anul 2014, cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, această problemă a fost rezolvată. Parcul industrial a fost conectat la rețelele de utilități, căi de acces auto, apă potabilă, canalizare, energie electrică și alimentare cu gaze naturale. Parcul industrial din orașul Edineț a fost creat în 2013 și are o suprafață totală de 17,9 hectare. În prezent, în cadrul parcului activează 3 rezidenți în domeniul industriei ușoare, agroalimentare, a mobilei și electrotehnice. Deci inițial au fost angajați 70 de oameni, acum deja sunt peste 200 de oameni care lucrează acolo și în dependență de extindere încă vor mai lua oameni la ei. Al doilea rezident este în lucru, al doilea și a treilea este în lucru, doi rezidenți la fel producători de produse agricole, în special miere, pruni, cireși, fișini, cu un frigider de 2000 de tone, tot în, deci independent cum se coc, cireși, vișini, prunile, prăsadul, mierele, practic anul împrejur lucrează, deci el este în lucru, este nu pe ultima sută de metri, dar la jumătate din lucrări. Și al treilea rezident, care tot intenționăm până în primăvara anul viitor să apară, deci este tot o asociație de producători de fructe, unde se face linii de uscare a fructelor și de sortare, calibrare a fructelor, în special pentru zona europeană și zona arabă, deci Oman, Yemen, de cât eu am înțeles că acolo se cere o anumită formulă de calibrare a mierelor și de uscare a lor. Orașul Hâncești. 26.000 de locuitori au acces la drumul Republican Chișinău-Hâncești-Cimișlia-Basarabeasca, după ce o porțiune de 1,4 km de drum a fost construită și iluminată în orașul Hâncești. Acest segment nou unește două regiuni, centru și sudul țării, și creează premise pentru o dezvoltare regională durabilă. Activitatea face parte din prima etapă a unui proiect regional lansat în august 2014. Prin construcția drumului de ocolire, traficul s-a transferat în afara centrului urban al orașului Hâncești, dezvoltarea economică s-a intensificat, iar condițiile de viață a locuitorilor s-au îmbunătățit. Importanța mare asta este ca să avem un alt fel de buget, pentru asta trebuie să atragem investiții, locuri de muncă și ca să ne dezvoltăm singur economic autoritatea locală, pentru ca pe parcurs lucrurile să ne fie mai ușor, să avem acele surse care urmează să le investim mai departe în necesitățile cetățenilor orașului Hâncești. Comuna Larga, raionul Briceni. Gospodarii din Comuna Larga și din satele învecinate au acum un spațiu sanitar pentru a-și comercializa producția. Piața comunală amenajată cu un pavilion destinat comercializării producției de origine animalieră. Pavilionul este dotat cu toate echipamentele necesare pentru asigurarea condițiilor de igienă sanitară pentru vânzarea producției animaliere. În cadrul pavilionului mai activează și laboratorul sanitar veterinar, care verifică calitatea produselor, oferindu-le astfel cumpărătorilor niște produse sănătoase. Am hotărât să facem un pavilion de comercializare a producției de origine animalieră. Să avem de faci condiții bune pentru un om care vinde carne, ouă, păsări, să poată prezenta marfa în condiții sanitare și să aibă condiții de vânzare. În cadrul proiectului a fost construit un pavilion alimentar, unde este și un punct unde este un medic veterinar, care e la de fiecare dată e de zi de piață, e proba la
la carne, la ouă, la o analiză. Că pentru cei, ca cumpărătorul să aibă și mă convins că marfa este de calitate cuvenită, de calitate bună. Comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. La inițiativa locuitorilor din comuna Ruseștii Noi a fost reabilitat o porțiune de drum de un kilometru și construit un pod ce îi aduce pe cei 300 de locuitori din partea de vest a satului mai aproape de terenurile lor agricole. Ca rezultat, distanța s-a redus de la 7,5 km la 1 km pentru deplasarea spre loturile agricole Pășuni și Gunoiște. Dar principalul că pământurile sunt prelucrate și au de gând unii gospodari din partea aceea a locului să facă o fermă, să o seră, un frigidier. De acum ne gândim în viitor acest drum și acest pod să-l iluminăm stradal. Vom, știu, cu ajutorul la Union Fenosa vom trage linie electrică și s-a pornit și activitatea economică a oamenilor. Comuna Sângereii Noi, raionul Sângerei. De când în comuna Sângereii Noi a fost deschisă o spălătorie socială, persoanele în etate vin aici nu doar pentru a-și spăla rufele, dar și pentru a socializa, a afla cele mai actuale noutăți și a pune satul la cale. Pentru crearea unui astfel de serviciu, autoritățile locale au oferit spațiul necesar, iar locuitorii comunei au fost mobilizați și au donat bani, mobilier, cărți pentru bibliotecă, jocuri interactive. Astfel, spălătoria socială s-a transformat într-un mediu prietenos de socializare pentru bătrâni. De serviciile spălătoriei sociale beneficiază 231 de persoane, dintre care 152 de persoane în etate. Spălătoria este dotată cu 3 mașini de spălat, a câte 5 și 12 kg. Este un serviciu bun, deoarece localitatea este mare. Avem 700 de pensionari, diferite categorii, familii cu 10 și mai mulți copii, peste 48 de familii. Avem cei mai mari, numeroase familii, este cu 15 copii, cu 14 copii, familii foarte bune. Și iată, atunci s-au gândit că un serviciu social de spălătorie ar fi bine, pentru că în localitate pe acum aducem creăm rețelele de apeduct și nu fiecare cetățean acasă poate să-și conecteze o mașină automat la spălat, să-și ușureze adică munca. Satul Selemet, raionul Cimișlia. De mai bine de 2 ani, prosopul național a devenit cartea de vizită a satului Selemet din raionul Cimișlia, unde începând cu anul 2015 are loc festivalul Ai Prosop. Prima ediție, desfășurată la 31 mai anul trecut, le-a oferit celor 5.000 de vizitatori ateliere de țesere a prosoapelor, concerte susținute de ansamblurile folclorice, activități educative pentru copii, expoziții, teatru gastronomic, concursuri și activități sportive. Astfel, evenimentul s-a bucurat de un adevărat succes, oferind localnicilor o nouă piață de desfacere, iar turiștilor o destinație inedită în sudul Moldovei. Și ne bucur foarte mult că acești oameni minunați din Selemet totuși păstrează acele valori de fapt care ne reprezintă ca neam. De aceea acest festival Agrosop este o mândrie pentru localitatea noastră și nu numai pentru localitate, pentru țara întregii. Satul Văleni, raionul Cahul. Cel mai gustos muzeu din țara noastră se află la Văleni, raionul Cahul. Este vorba de Muzeul Pâinii de Ritual, Tradiții și Obiceiuri. Muzeul concentrează toate tradițiile din sat legate de pâine, începând de la semănatul grânelor primăvara și până la jucatul colacilor toamna. Burnăcei, poduri, covrigi sau colacul mirelui sunt doar câteva tipuri de pâine cunoscute în regiune, expuse în muzeul de specialitate și care se mențin în aceeași stare până la un an. Pe lângă aceste bunătăți, vizitatorii sunt serviți cu ceai rece de mentă, miere și cozonac copt la pensiunea La Gura Cuptorului. Tot ei au posibilitatea să participe la jucatul pupezei de soacră mare, un obicei întâlnit la nunțile tradiționale de la sudul țării, și să afle legenda satului Văleni, de la gazdele muzeului. În Muzeul Pâinii, deschis în anul 2011, sunt expuse aproape 20 de tipuri de pâine și colaci. Doamna Vera a înființat acest muzeu încă în 2004 și odată cu primirea turiștilor aici, cu
frumoasele istorioare a fiecărui colac în parte, că la Măleni nunta încă se joacă cu 24 de colaci, nu știu dacă e corect, dar o să vă povestească doamna Vera mai bine. Doamna, în acest muzeu, în acest centru, pot să zic eu, de istorie, etnografie, folclor, face și o promovare a localității. Toți oaspeții, desigur, întâmpinați cu colac și cu pâine la poarta muzeului, sunt așteptați cu legenda satului spusă, o să vedeți dumneavoastră cu câtă pasiune de nepoțelul doamnei. Și apoi, toate legendele satului care le știe doamna Vera sunt transmise vizitatorilor noștri. Orașul Căușeni. În orașul Căușeni a sporit eficiența energetică și au fost reduse cheltuielile locale după ce corpurile de iluminat de tip vechi de pe strada centrală a orașului și unele străzi din localitate au fost înlocuite cu 170 de becuri LED. Astfel, a crescut gradul de siguranță a cetățenilor pe timp de noapte, s-au redus accidentele, iar orașul a devenit mai atractiv. Beneficiarii direcției celor 10 km de drum iluminat sunt 4.000 de locuitori ce locuiesc pe aceste străzi și 70 de agenți economici. Sunt foarte bucuros de acest LED care mi s-a fost cadonat, s-a fost implementat în proiect. Pentru că orice primar dorește să ai aceste plafoane LED care dă o economie foarte puternică, dă o lumină foarte bună, să vorbim așa, că sunt momente că poți să citești și noaptea orice gazetă. Satul Filipeni, raionul Leova. Perioada de iarnă a devenit mai caldă pentru cei 50 de copii de la grădinița Andrieș din satul Filipeni. Instituția a fost conectată în anul 2014 la încălzirea pe bază de biomasă. Inovația sporește confortul termic al copiilor și educatorilor, oferă siguranță și împiedică poluarea mediului ambient. Ca rezultat, numărul copiilor bolnavi de afecțiunile respiratorii s-a redus cu 10%, iar anual se economisesc aproximativ 30% din cheltuielile pentru energia consumată. Este un proiect binevenit pentru copiii de la grădiniță, se încălzește toate încăpierile, inclusiv dormitorul, baia, WC-urile. Comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. 280 de elevi din clasele primare din comuna Ruseștii Noi merg la un liceu eficient energetic. Cu suportul Fondului pentru Eficiența Energetică, a Consiliului Raional Ialoveni și a bugetului local, au fost termoizolați pereții exteriori, schimbate ușile și ferestrele. Proiectul în sumă de 487.000 de lei asigură o economie la căldură de 30% anual și o imagine estetică mai atractivă pentru instituția de învățământ. S-au schimbat tâmplăria exterioară toate și totodată s-au ermetizat pereții exteriori pentru a păstra căldura. În jurul la 30% de acum sursele pentru căldură se economisesc. Când ne gândim în 3-5 ani să se recupereze cheltuielile care au fost la această școală. Condiții mai bune de activitate vor avea și copiii de la grădinița Albinuța din comună. În această instituție, care va fi deschisă după renovare și extindere, la 1 noiembrie 2017 au fost termoizolați pereții exteriori, amenajat terenul de joacă, construit gardul și pavilioanele de vară. Lucrările au costat 446.000 de lei, bani acoperiți de Guvernul României și bugetul local. Comuna Tătăruca Veche, raionul Soroca. Ca rezultat al cooperării eficiente între cetățeni și administrația publică locală, primăria din comuna Tătăruca Veche îi răsplătește pe locuitorii săi prin proiectele pe care le implementează. Unul dintre acestea este renovarea sistemului de încălzire la grădinița din sat, unde învață 45 de copii. Instituția a fost conectată în 2015 la încălzire pe bază de biomasă, asigurând astfel condiții educaționale mai bune. Cu ajutorul atât a finanțatorului cât și cu ajutorul domnului, deci avem un sistem de încălzire funcțional, modern și bazat pe încălzirea cu bricheți. Orașul Ungheni. Condițiile de activitate de la grădinița Creșe Andrieș și liceul teoretic Gheorghe Asachi din orașul Ungheni s-au îmbunătățit substanțial după ce aceste două instituții au devenit eficiente energetic. Astfel, au fost izolați pereții exteriori, schimbate geamurile și ușile, înlocuite vechile corpuri de iluminat cu becuri de tip LED, instalate centrale termice autonome și chiar panouri solare.
Beneficiarii inovațiilor energetice sunt cei 386 de copii de vârstă preșcolară, 994 de elevi de la liceu și peste 120 de cadre didactice. Ca rezultat, consumul de energie termică și electrică la grădiniță s-a redus cu aproape 30%, iar la liceu aceste cheltuieli au scăzut cu 13.000 de lei, comparativ cu sezonul de încălzire 2014-2015. Ca urmare a aplicării în 2013 la Fond de Eficiență Energetică a două proiecte de din oraș, și anume Crăgnița Andrie și liceul Asache, s-a reușit reabilitarea acestor două instituții publice și ca urmare a lucrărilor efectuate, evident că s-a reușit și eficientizarea sau economisirea atât a energiei electrice cât și a energiei termice cu în jur de 30%. Orașul Vulcănești, raionul Ceadăr Lunga. Și cea mai mare grădiniță din Găgăuzia, aflată în orașul Vulcănești, Spicușor, a devenit mai atractivă pentru 280 de copii. Instituția preșcolară a devenit eficientă energetic după ce aici au fost schimbate geamurile și ușile exterioare. Я считаю, что эта практика была реализована очень удачно, так как энергоэффективность нам показывает о том, что меньше стало уходить газа при отапливании этого детского сада. В ближайшем будущем планируется ремонт, полный ремонт пищеблока, после чего детский сад приобретет совершенно другой вид по своему пищеблоку. В настоящее время это самый большой детский сад во всей Гагаузии. Там воспитывается 280 детишек. Satul Avdarma, municipiul Comrat. Una dintre cele 42 de instituții preșcolare din regiunea Găgăuză care a beneficiat de sprijinul financiar din partea Guvernului României este și grădinița Ivușca, din satul Avdarma. La grădiniță a fost schimbat complet acoperișul și a fost construită sala de sport. Lucrările de amenajare a sălii de sport au inclus instalarea sistemului de energie și cel termic, montarea ferestrelor și izolarea termică a pereților exteriori. De asemenea, grădinița a primit mobilier nou și echipament necesar pentru sala de sport. Детский садик в прошлом году за счет фонда социальных инвестиций более миллиона лей, 1 150 000 лей было вложено в детский садик, была построена шатровая крыша, был построен спортивный зал и закуплена мебель. Comuna Cărpineni, raionul Hâncești. Peste 2000 de gospodării din comuna Cărpineni sunt conectate la apeduct și asta datorită Uniunii Europene și a fondurilor naționale. Astfel, începând cu anul 2010, în comună au fost construite 78 de kilometri de apeduct din totalul de 110 kilometri, iar primul sector unde a fost lansat sistemul de apă a fost Mărgelați, în anul 2013. Anterior, oamenii erau nevoiți să plătească tractoare cu cisternă pentru a le aduce apă în rezervoare improvizate, iar apa, la rândul ei, nu era de cea mai bună calitate pentru consum. A fost foarte rapid, foarte transparent și cu un grad mare de participare cetățenilor la acest proiect. Este adevărat că nu toți au contribuit, doar 85% din gospodăriile vizate în acest proiect. Acum avem o altă problemă importantă, că deja cei care nu au reușit să contribuie în prima fază, nu au posibilitatea să se conecteze acum la apeduct. Putem soluții pentru această problemă, dar suntem siguri că o să o depășăm. Comuna Cotul Morii, raionul Hâncești. Evenimentele culturale din comuna Cotul Morii au loc acum în aer liber, mai exact la estrada de vară, construită anul trecut în localitate. Ser de discotecă, hore, seminare, festivaluri locale și chiar hramul satului. Toate au loc la estradă, după ce mai mult timp erau desfășurate la școala din comunitate. Acest lucru le permite tinerilor să-și petreacă timpul liber în localitatea lor, fără a fi nevoiți să meargă în satele vecine pentru a se distra sau a lua parte la diverse evenimente. Vreau să zic că implementarea proiectului construcția unei strade de vară a fost o necesitate pentru comunitate, pentru că urma calamităților care au avut loc în vara 2010, comuna Cotul Morii a luat viața de la început. Au fost construite câteva unități, școală, gimnaziu, grădinițe, dar era important și pentru tineret să fie ceva construit. Și am discutat cu consilierii și cu un grup de tineret din comunitate și s-a luat hotărâre de a construi un teren de vară, un teren pentru tineret, un teren în stradă, pentru ca tineretul să meargă să-și
să-și facă activitățile sale și să se odihnească. Orașul Edineț. Primul taxi social din Moldova circulă zilnic pe străzile din orașul Edineț. De serviciile taxiului social pot beneficia persoanele cu dizabilități și deficiențe locomotorii din orașul Edineț, satele Alexandreni și Gordineștii Noi. Beneficiarii apelează la taxiul social când vor să ajungă la instituțiile publice, spital, farmacie, policlinică și așa mai departe. Inițiativa a fost lansată de primăria orașului la 1 ianuarie 2015 și toate cheltuielile sunt acoperite din bugetul local. Am luat un șofer special mai în vârstă, care a luat la asistența socială, o activat la asistența socială și îl ia din mână, îl duce la medic, îl duce la spital, îl duce peste tot. Și oamenii ăștia, adică nu sunt în afara societății, dar ei sunt parte componentă a elementului comunitar. Și sunt foarte mulțumit. Pentru activitatea eficientă a serviciului de salubrizare și menținerea curățeniei din orașul Edineț, USAID a donat orașului 1500 de pubele din plastic cu volumul de 120 de litri, care sunt amplasate în 200 de gospodării. Pubelele donate contribuie la sporirea accesului cetățenilor la serviciile de salubrizare, diminuând totodată impactul nociv asupra mediului. Rezultatul? Un oraș mai curat și o populație mai sănătoasă. Tot agenția SUA pentru dezvoltare internațională i-a oferit orașului Edineț două autospeciale de vidanjare, care sunt utilizate în avarii, reparații și alte lucrări ale întreprinderii municipale Apă Canal Edineț. Autospecialele deservesc toate localitățile din raion, în special instituțiile bugetare, iar perioada de intervenție la avarii s-a redus de la o zi sau trei zile la o oră sau trei ore. Orașul Ialoveni. Orașul Ialoveni a devenit mai colorat după ce stațiile de călători au fost pictate cu motive tradiționale. Picturile au fost realizate de un grup de studenți de la Universitatea Tehnică, dar și de voluntari, elevi de la Școala de Artă din orașul Ialoveni. De la începutul lunii august, când a demarat proiectul, până la hramul orașului Ialoveni din 27 octombrie 2015, au fost curățite, amenajate cu coșuri de gunoi și panouri informative, vopsite și pictate 35 de stații. Deci am amenajat prima stație și amenajând prima stație, deodată a luat o amploare pozitivă. Acest exemplu care noi l-am făcut, deci a fost desenat o doamnă cu ei, moldovenească, de către autorul Mihai Ungureanu, Mihu Ungureanu, se mai spune, care practic noi am luat toate cele mai valoroase, care am considerat că mi-a fost nouă așa mai pe plac, fiindcă am considerat oportun să promovăm, iată, ideea asta de anume a portului nostru național sau a tradițiilor noastre. Satul Malcoci, raionul Ialoveni. Pentru a preveni alunecările de teren și eroziunea a 6 hectare de teren, administrația locală din satul Malcoci a decis să planteze puieți de salcâm, care vor deveni pe viitor surse de încălzire pentru locuitori. Pentru aceasta, primăria a cheltuit 1.500 de lei pentru amenajarea teritoriului, puieții de salcâm au fost oferiți de ocolul silvic de la Streșeni, iar cei mai harnici gospodari au plantat puieții. Pe străzile centrale din satul Malcoci s-a făcut lumină după ce aici au fost instalate 17 corpuri de iluminat. Acestea au fost instalate pe o porțiune de 2 km, unde locuiesc aproape 700 de cetățeni. Iluminarea stradală a fost realizată cu suportul primăriei, care a alocat 15.000 de lei. Cei 2.500 de locuitori ai satului Malcoci au parte și de o localitate mai curată, mulțumită serviciului de evacuare a deșeurilor. Odată la două săptămâni, o auto specială colectează gunoiul menajer din curțile gospodarilor, în schimbul a 30 de lei achitați lunar. Toate drumurile, indiferent drumul central, drumurile celelalte, ce s-au observat, adică pe marginea drumurilor, alături de porți, alături de garduri, au fost oamenii obișnuiau să mai depoziteze și gunoiul și chiar materiale de construcție, începând cu nisipul, pietrișul, care le foloseau, dar nu știu din ce cauză, adică le lăsau pe mult timp, de cum erau practic îmbruienite. Și am mers în primul rând întâi cu un avertisment, pentru oameni, după ce oamenii au înțeles și împreună am început a duce toate deșeurile astea. Practic, acum, dacă observați, pe marginea drumului nu prea observați gunoi, diferite materiale de construcție care au fost lăsate, adică s-au adus în ordine satul, nu numai drumul central, dar și celelalte drumuri.
Satul Mihăileni, raionul Râșcani. Satul Mihăileni din raionul Râșcani se mândrește cu unul dintre cele mai bune centre de zi pentru persoane vârstnice din țară. Centrul, intitulat Dumitru Musteață, a fost deschis în noiembrie 2015 și găzduiește zilnic până la 25 de vârstnici. În cadrul centrului, bătrânii au parte de alimentație de două ori pe zi, consiliere psihologică, asistență juridică, agrement, reabilitare, integrare socială, kinetoterapie și alte forme de servicii sociale. De la deschidere și până în prezent, peste 200 de persoane au beneficiat de serviciile centrului de zi Dumitru Musteață. Fac măsuri culturale, asta e cel mai important, este socializarea lor, care am văzut că într-adevăr este. Au un personal de 11 persoane care lucrează, angajate la centru. Beneficiază cetățenii care sunt în vârstă. Comuna Petreni, raionul Drochia. În localitatea tradițiilor populare, Comuna Petreni a fost implementată o practică inedită, și anume înregistrarea căsătoriilor jubiliare. La 31 august 2014, Casa de Ceremonii din satul Petreni a găzduit 19 cupluri frumoase care i-au pășit cu mare emoții pragul cu prilejul aniversărilor a 50, 55 și 60 de ani de căsătorie. Cu suportul Consiliului Local a fost organizată prima ediție a acestui eveniment, la care au fost invitați toți cei care au reușit să trăiască alături și să mențină familia jumătate de secol și chiar mai mult. Omagiații au primit certificate jubiliare de căsătorie, iar oaspeții de onoare au fost menționați cu diplome și cadouri. Inițiativa a venit de aici, de la primărie, de către lucrătorii primăriei, și suntem bucuroși că ne-a reușit. Au fost prezenți 19 cupluri, dintre care 4 către 50 de ani, una 55 și una 60 de ani. Ne-a reușit și ne pare bine. Comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Proiectul cu care se mândrește cel mai mult primarul Comunei Ruseștii Noi este centrul comunitar, care a fost creat la inițiativa oamenilor în etate din localitate. Astfel, cu suportul PNUD Moldova, în viitoarea clădire a Muzeului Satului a fost creată o încăpere destinată centrului comunitar pentru vârstnicii din sat. Aici, oamenii în etate, alături de voluntari, vor învăța să utilizeze calculatorul, vor sărbători diferite evenimente din viața lor și vor soluționa împreună problemele locale. Dar cel mai important, probabil, că sunt luați în seamă și sunt ascultați. Se implică întrebările primăriei, a comunității, a satului, vin cu sfaturi, noi îi ascultăm și atât acest centru comunitar pentru noi este foarte binevenit. Satul Săiți, raionul Căușeni. Peste 120 de copii din satul Săiți, raionul Căușeni, merg, începând cu anul 2014, la o grădiniță nouă, după ce instituția a fost mistuită în întregime de flăcări acum 3 ani. Grădinița, care are două blocuri, este mult mai spațioasă și mai confortabilă decât cea veche. Pereții sunt căptușiți cu material ignifug, iar fiecare dormitor este dotat cu grup sanitar. La 1 decembrie 2014 copiii au pășit pragul unei noi clădiri care de acum două ierni au activat. Clădirea este bine construită și sperăm că va dura mulți ani înainte pentru toate generații care urmează să se nască încă. Comuna Sărata Nouă, raionul Leova. Odată cu renovarea stadionului, tot mai mulți tineri din Comuna Sărata Nouă practică cu plăcere activitățile sportive. Fotbal, volei, basket și antrenamente la echipamentele de fitness în aer liber. Lucrările au fost realizate în anul 2014, iar beneficiarii sunt cei peste 1600 de locuitori și, în mod special, elevii de la gimnaziu și de la școala sportivă. Ca atare, scopul a fost de a promova un stil sănătos de viață în localitate și suntem foarte bucuroși că s-au implicat mulți tineri, s-a implicat administrația gimnaziului, s-au implicat centrul de tineret din localitate și s-a implicat corpul păcii. Comuna Sângereii Noi, raionul Sângerei. În Comuna Sângereii Noi a fost deschisă o sală modernă de sport. Tinerii din localitate vin aici ca să joace fotbal, basket, volei, tenis de masă și chiar să se antreneze la orele de fitness și aerobică. Astfel, 400 de persoane, implicate în 27 de echipe, practică diverse genuri de sport. Sunt foarte mulțumiți tinerii din localitate,
și cetățenii. Pentru că pot să vă spun un lucru foarte important, echipa de fotbal din localitate, în ceilalți ani, se ține pe locul 2-3, iar anul acesta, în prima etapă, au încheiat cu locul 1 regional. Sperăm ca să mențină și în continuare, datorită faptului că în timpul iernii echipa de fotbal a avut posibilitatea să antreneze permanent când au dorit și cât au dorit ei. Și aceasta se vede că chiar și rezultatele. Comuna Tătăruca Veche, Raionul Soroca. O nouă înfățișare a căpătat și școala primară grădiniță din satul Tătărăuca Nouă. Aici au fost schimbate ușile și ferestrele, iar dormitoarele de la grădiniță dotate cu mobilier nou. Lucrările de renovare au costat 158.000 de lei, bani oferiți de administrația locală, ONG-uri, Direcția Învățământ Soroca și Asociația Părinților. Practica este benefică, anume din faptul că s-a creat condiții moderne de odihnă și de joacă pentru copiii de la grădinița din satul Tătărăuca Nouă prin renovarea dormitorului și crearea condițiilor de odihnă și joacă. Satul Varnița, raionul Anenii Noi. Copiii și tinerii din satul Varnița, dar și cei de la Bender, au condiții mai bune pentru activitățile educaționale și cele sportive. Ei au acum acces gratuit la cele două terenuri sportive din curtea liceului, la parcul sportiv în aer liber dotat cu echipament sportiv, un centru de zi renovat și teren de joacă pentru copiii de vârstă preșcolară de la grădinița Romanița, instituții care sunt amplasate într-o ogradă comună. Deci de acest proiect beneficiază nu numai cetățenii din satul Varnița și elevii, dar și din Transnistria. Fiindcă la noi la liceu din 378 de elevi, 134 sunt din Transnistria și grădiniță de copii din 165 de copilași, 50 din Transnistria. Deci, de același teren sportiv și de aceeași terenii sportive beneficiază nu numai din sat, dar și din Transnistria. Comuna Vinogradovca, raionul Taraclia. Copiii preșcolari din comuna Vinogradovca, raionul Taraclia, fac sport într-o sală plină de culoare și echipamente moderne, cu încălzire în pardoseală, iar sărbătorile le petrec acum într-o sală de festivități complet renovată la grădinița din satul Ciumai. De noile condiții beneficiază 87 de copii din cele 5 sate ale comunei care frecventează grădinița, 23 de copii din familii aflate în situații de risc și 7 copii cu dizabilități. Astfel, copiii se pot dezvolta într-un mod creativ și fizic, iar educatorii au acum un spațiu mai mare pentru desfășurarea seminarelor și mult mai multe oportunități de lucru cu preșcolarii. Proiectul a dovedit nam улучшить условия детей для творческого развития. Кроме этого, в рамках этого проекта была возможность получить мультимедийную технику, которая позволяет дальше вести на необходимом уровне все занятия в детском саду. Но кроме этого, в рамках этого проекта мы научились совместно с жителями работать вместе, сообща, в партнерстве. И очень много работ, непрофессиональных работ, были сделаны волонтерским трудом. Значит, этот проект консолидировал жителей, консолидировал различные эти организации, которые расположены на территории. И, может быть, мы вышли даже за пределы нашей коммуны. То есть во внедрении этого проекта участвовали и доноры, которые находятся за пределами коммуны. Комуна Загаранча, районул Унгени. Tradițiile locuitorilor din comuna Zagarancea sunt imortalizate în Ograda Bunicilor, un muzeu în aer liber creat recent în localitate. În cămara la cuptor găsim unelte strămoșești de bucătărie, în casa mare covoare și prosoabe adunate din tot raionul Ungheni, iar la meșterul Faur chiar și un strung de lemnărie vechi de peste 100 de ani. Totodată, în acesta s-a dat o exploatare
un muzeu în aer liber, unicul muzeu din Moldova și din Europa. Unii principali beneficiari a fost Consiliul Local, Administrația Publică Locală, Comunii Zăgăniția, plus voluntariatul oamenii din teritoriu care nu sunt indiferenți de a promova cultura neamului nostru. În satul Semeni, din comuna Zăgărancea, peste 148 de gospodării sunt conectate la apă potabilă de calitate, după ce în această localitate a fost construit în anul 2015 un apeduct de 16 kilometri. Apeductul, în valoare de 5 milioane de lei, a fost construit cu suportul financiar al Fondului Ecologic și al Administrației Publice Locale. Istorii de succes, inițiative remarcabile, parteneriate durabile și experiențe demne de urmat. Sunt cuvintele ce caracterizează prin excelență programul bunelor practici ale autorităților publice locale din Republica Moldova.